E prea târziu acum, vorbele sunt prea fândru. E prea devreme acum, mă duc la mănăstirea lui Ion. Aia se numește Monastire Bona Vestire. E Monastire Misterul Morții lui Eminescu, Eminescine. Ia uite, l-a făcut pe Eminescu, l-a desenat unul, mișto de tot, ia uite cum arată. Ca un copac cu flori. Dar l-a făcut mai frumos sau rog de chiră. Și are flori pe cap, crenci, i-a crescut la băia crenci. Și e Ovidiu Traian Vuia. E copilul lui Traian Vuia. Ăsta ca bunicățul n-a mai vrut să facă. Dar vezi, îl cheamă Ovidiu Vuia. Ai zis ăsta numele de poet? De o poet român. Mamă, ce plângea Ovidiu. Eminescu are dreptul la adevăr. De-a lungul anilor, exegeți literari, este medic care scrie și ia la mișto. Dintre care unii, cum ar fi George Călinescu, ăla care o putea pe Veronica Anticle, de mare prestigiu, cred că avea 25 de centimetri ca să scrie. L-au acreditat ideea că Eminescu a ajuns până la pragul de bolie. Ar fi murit de sifilis. Nimic mai fals, mai neadevărat. A murit de sida. Autorul acestor cărți, Ovidiu Vuia, medic, neuropatolog, care e ofticat, s-a ofticat alți medici, că nu i-a prezervat creierul lor, să uite și ele. Spune care este adevărul despre moartea lui Eminescu. Că a murit. Ce importanță mai are astăzi, s-ar putea întreba unii neaveniți, să cunoaștem cauza morții poetului. Moartea căprioarei, ce pula mea. Fata babei și fata moșului. Le-am răspuns tuturor acestora că este vorba despre importanță uriașă. Eu nu știu să avea pula mare, atunci de ce se mai ducea Veronica la... A, știu cum o chema pe aia cu cățelul, cu patrucle. Parcă Veronica. Ioana, am aflat cum o chema pe fata aia. Îmi plăcea mie când era mic. Era o fată care se plimba cu un lătrău, cu pădure. S-o chema Veronica. Aia nu era gancica lui ăla. A ajuns la artistă. Veronica. Ia bă, să mă aprind ăsta. Și mă duc la Monastire Bona Vestire. Hai să fac mișto de Ioana, că mă enervează că așa cum face mișto de mine. Mi-e dor de ea și de ea mă de ea. Și alte mijloace de comunicare n-am. Mă duc la Vărătu, nu mi-ai zis cum îl cheamă. Îi zic Ionel Ionelule. Ce mai faci, prietule? Am venit aici să mă fac și eu căluge. La ce fel de călugări? Că am auzit că ești nebunul porno. Păi mă fac călugări porno. Păi, băi, cauza și efectul. Din cauza că noi nu ne futem, nu suntem porno. Hai că mi-l aduc și pe Valin, tot un poet foarte bun și ăla. Ăla vrea să fută cu călugări. Asta e fantezia lui sexuală. Cred că ăla se duce la monastire. Bine, bienvenu. E o monastire în Franța, se numește Bienvenu, voulez-vous.
De călugărița urmărită. Și le urmărește nu s-a venit clar. Cum era proștia ei, nu știu de profesori, își cumpăra cât un ziar și făcea o găurică în el. Se vedea oicheanul la băiat. Noi proști, pac, după aia nu mai copiam. Îl scotea gazicile de sub fustă, văd ce miște să scoțiam. Eu acum mă fac scoțiam, îmi fac fustă la aia. Sau țăran român, uite cu țăran român. Că ai fustă, n-ai văzut? Țăranii au fustă și are și niște iegări pe ei. Și scot de sub fustă și încep să zic. L-am văzut pe Grigore Leșe. Bă, l-a zis de bine, ăla chiar era plăcat în țăran. Ca ăia din Ardeal. Și cum Ardelenii sunt înalți, de sunt mai înalți ca ăla. Atunci știu ce sunt frații lui Ioana. Ăla mare e Ardelean. Asta este mai așa, mai de la Dâlga de aici. Ioana că face mișto de pula mea că-i venică. De ce treacă, mă, tu ai avut numai pul de cal? De elefant? De ce? De brontozaur? Hai să-ți zic cum se înmulțește caracatice. Unii au crezut că e animal. Mulți marinari se mirau. Deci, băi, ce pula mea? Ăsta e animal? Deci, masculul animal îi crește un tentacul în plus. Plin de spermii, fată. Și ăla merge după miros. Când găsește o femeie, stând și genia. Și ea a zis, băi, ăsta e animal de ține străcător, nu? E pulă cu creier. Și cu detectoare. Până la urmă și-a dat seama, băi, nu, mai spârc ăsta cât o pula și o lasă ține. Deci ăia și tăie pulile. Ăia cred că-s caracatiță român. Că noi suntem number one atât tăiat puli. Vezi că înainte de român s-a inventat natura. Noi suntem la Piovra care zicem, bă, avem prea multe brațe pula de aceste zeița aia, Shiva. Shiva, ceva. Și după aia vine o pulă. Vine după femeie. Femeia zice, nu sunt încinse, sună la când. După aia dă Iliescu telefon la fată, fată sunt pe firul roșu. Aia și eu sunt pe roșu. Le ruge, le nuare. Face, ce, îți dai pe curuși lipstick? Oh, eu am mâncat prea mult aspic și m-am făcut ca pistia, uite, trebuie ca mai călțățe.